dar fiecare locatar e mândru că gestionează o criză de proprietar. Bună seara, doamnelor și domnilor! Nu știu dacă v-ați uitat cu atenție pe facturile venite de la compania de apă, dar furnizorul de apă și canal al orașului ne anunță că din această lună putem primi facturile printr-un e-mail sau putem să ne plătim de asemenea aceste facturi online. Cu toții ne dorim să nu mai pierdem timp atunci când plătim aceste facturi, fie că e vorba de furnizorul de apă sau oricare operator local, și de asemenea ne dorim să facem plățile cât mai repede. Ei bine, furnizorul de apă al orașului s-a gândit să schimbe puțin și modul de furnizare al facturilor și modul de plată. Pentru a discuta despre acest lucru, am adus alături de mine în studio un reprezentant al companiei de apă Oltenia, și anume doamna Anca Bălăcean, directorul economic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Pentru început, noi vom vedea un film pe care l-am filmat ieri la dumneavoastră, la sediul companiei. Da. Ca și ascultătorii și privitorii noștri, să zic așa, să vadă care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a-și face un cont la compania de apă, și după aceea vom discuta. Am să rog colegii să ne pune acest filmuleț. Compania de apă Oltenia a implementat un portal pentru clienți unde abonații companiei își pot descărca facturile, pot să primească facturile prin e-mail, să transmită index și se accesează www.apaoltenia.ro, apoi secțiunea Contul meu din dreapta sus. Avem o pagină de bun venit unde sunt câteva mesaje, iar pentru suport tehnic, în cazul în care aveți întrebări, puteți să ne scrieți la adresa de e-mail specificată acolo. Să facem o înregistrare a unui client. Bun, avem aici un e-mail, da? Deci se introduce o adresă de e-mail validă, apoi codul de client care se regăsește pe orice factură a companiei de apă. Apoi numărul de contract, de asemenea, se găsește pe aceeași factură. Să introducem o parolă. Se confirmă parola. Se pun bife pe accept termeni și condiții și răspundere utilizare site și se accesează înregistrare. După ce dăm click pe înregistrare, cererea noastră a fost înregistrată și trebuie să verificăm e-mailul. Pe adresa de e-mail pe care am introdus-o, vom primi un mesaj pentru a activa cu activarea contului. Trebuie să dăm click pe linkul din e-mail. Da. Contul nostru este deja activ și putem să ne autentificăm. Mergem în tabul de autentificare, introducem e-mailul. Și parola.
Aici avem un meniu cu recuperare parolă în cazul în care uităm parola și un manual al utilizatorului în care ne sunt prezentați pașii pe care îi poate face orice client și ce conține mai exact portalul pentru clienți. Aici am intrat în interfața portalului pentru clientul care și-a creat contul. Avem facturi în sold. Este un user, am făcut un client de test și nu avem generat o factură, dar aici sunt prezentate facturi pentru fiecare client, ultimele facturi emise, unde le poate descărca fiecare utilizator. Apoi, la istoric consum, putem să vedem perioada consumului, după care contorii pe care sunt montați, care sunt montați pe clientul respectiv. Avem un index vechi, un index non-consum, data emiterii, când s-a emis consumul. La istoric plăți avem plățile care au fost efectuate. Referitor la plățile online, suntem în testare a plăților online și va fi posibil accesarea acestui serviciu în maxim o săptămână. La transmitere index, fiecare client își poate transmite indexii. Nu vă aflați în perioada de transmitere a indexului. Transmiterea indexului se face după data de 25 ale fiecărei luni. Există un mesaj. Până la această dată, data de 25 a fiecărei luni, colegele din facturare pot adăuga ele indexii. După această dată se activează taburile respective în care fiecare client își poate pune singur indexul respectiv. Își poate transmite indexul. La actualizare date, o să revin puțin în partea de intrare, adică atunci când accesează contul, pentru a vedea că am pus un mesaj. Pentru a primi facturile prin e-mail este necesar să accesați actualizare date, configurări, factură prin e-mail. Deci, pentru a activa serviciul de primire factură prin e-mail, trebuie să accesăm tabula actualizare date. Unde? În tabul configurări de sub, trebuie să punem bifă pe accept condițiile pentru activarea serviciului de transmitere factură prin e-mail și activare. Am activat serviciul de primire factură prin e-mail, astfel pe această adresă de e-mail vor fi transmise de acum înainte toate facturile emise pentru clientul respectiv. Se mai poate adăuga și o altă adresă de e-mail. Dacă vreau să mi se trimită factura pe mai multe adrese de e-mail, este posibil și acest lucru. Alerte, notificări, se poate activa și serviciul de a primi notificări sau alerte privind la apropierea datei scadente sau la terminarea perioadei de grație. Informații cont. La informații cont, aici vom avea posibilitatea de a vedea tot ce a făcut clientul pe contul respectiv. Adică eu, de exemplu, mi-am activat serviciul de activare factură pe e-mail la data de 20.05.2015, ora 12.23. Pot să-mi schimb și parola din aceeași interfață, tot în actualizare date, schimbare parolă. Introduc parola veche, apoi parola nouă. La contact pot să trimit un e-mail către companie referitor la
ce nemulțumiri sau ce probleme pot să apară sau dacă are ceva întrebări clientul respectiv. Ne pot contacta printr-un e-mail pe care îl scriu în secțiunea de contact. În privința plăților online, am spus, suntem în curs de implementare, de fapt de testare și odată finalizat o să apară un mesaj la intrarea în interfața de autentificare acolo, unde o să spunem că s-a implementat și serviciul de plăți online și pot să-și plătească online clienții facturile. Da, am văzut această prezentare și trebuie să-i mulțumim pentru aceasta colegei noastre, Mariana Geană, coordonator compartiment IT, compania de apă Oltenia. Da. Este o noutate pentru craioveni și aș vrea să vă întreb, cum plătim noi, craiovenii, la acest moment facturile către compania de apă? În acest moment, utilizatorii noștri au posibilitatea să plătească facturile la bancă. Avem contracte încheiate cu mai aproape toate băncile, la care și noi, de fapt, avem cont, se regăsesc pe factura emisă de noi, unde se poate plăti factura fie cu cardul, fie la ghișeu, cu ajutorul acelui cod de bare. De asemenea, factura se poate plăti și la casieria companiei sau la casierii încasatori pe care îi avem pe teren. Da, mai avem încă casierii încasatori, tot pentru a veni sprijinul cetățenilor. Deci există mai multe căi de a se putea realiza plata facturii către companie, totuși ne-am gândit și la această posibilitate online. După ce noi ne primim factura în format tipizat, pe hârtie. Da. Asta cum se procedează? Cum procedați dumneavoastră? Trimiteți prin poștă? Facturile, aduc acești casieri? Facturile se trimit fie prin poștă, în momentul de față, fie prin casierii încasatori care sunt pe teren și au fiecare repartizat câte un sector din oraș și la fel și în județ, tot așa prin casierii încasatori. Prin poștă trimitem către instituții, către agenții economici și către persoanele fizice care au solicitat acest lucru. Dar în acest moment factura se poate primi și prin e-mail. Da, vom vorbi puțin mai încolo. Câți abonați are compania de apă la acest moment în Craiova? În Craiova are pe undeva pe la 50.000 de abonați. Atât persoane fizice? Persoane fizice, agenți economici, instituții, asociații de proprietari, persoane fizice autorizate, toată categoria de... De la acest moment, dumneavoastră v-ați gândit să schimbați puțin și modul de plată, dar și modul prin care abonații dumneavoastră să-și primească factura. Da. Asta în funcție de opțiunea lor. Pentru că tuturor ne este mai ușor să stăm în fața calculatorului și cu un click, două, să deschidem, să ne vedem factura trimisă de furnizorul de apă și canal al orașului. De ce ați ales această metodă? Ne-am gândit în primul rând la clienții noștri, utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, pentru a veni în sprijinul lor, pentru a le economisi timpul, pentru a primi mai repede factura. Pe e-mail se primește factura în ziua în care s-a emis. Exact. Prin poștă durează câteva zile, chiar și prin casierii încasatori durează câteva zile. Au existat și unele nemulțumiri formulate de persoane care au considerat că nu le ajung la timp facturile și doresc să le primească mai repede pentru a-și putea face socotelile privind bugetul familiei, să poată să le plătească în timp, în termen. Și de aceea ne-am gândit că cea mai rapidă cale de transmitere este prin e-mail și cred că vor începe din ce în ce mai mulți utilizatori să adopte această cale.
Dumneavoastră ați trecut deja acolo în subsolul facturii această înștiințare, să zic așa. Da. Au observat preavenii? Au venit? În urma mesajului pe care prima dată ne-am gândit să-l tipărim chiar pe factură pentru informarea tuturor, deja avem 220 de utilizatori care... Da, un început. Este un început, dintre care majoritatea și-au activat și această opțiune de primire factură prin e-mail. Sunt persoane fizice? Sunt societăți, agenți? În general persoane fizice, acum nu știm exact, pentru că noi avem practic o adresă de e-mail ca și utilizator, dar din acea adresă de e-mail și văzând și la ce cod de abonați se referă, majoritatea sunt persoane fizice, dar sunt și, cred că, vreo două asociații de proprietari. Da, că asta voiam să vă întreb mai greu cu asociațiile de proprietari. Deci și-au făcut și asociațiile de proprietari. Da, cred că două, dacă... Eu știu, nu mă înșală memoria, poate or fi mai multe, dar eu parcă așa mi-aduc aminte că două sunt până acum. Și, bineînțeles, mai multe societăți comerciale, instituții publice încă nu, dar sperăm cât mai mulți utilizatori probabil să apeleze. Probabil că este mai ușor în acest fel. Probabil că încă nici noi nu am făcut suficient... Deși ne-am străduit să facem cunoscut faptul și vă mulțumim pe această cale că ne dați această posibilitate și probabil că în viitor vor fi și numărul acestor abonați care se abonează la acest serviciu pe care noi l-am pus la dispoziție va fi, sperăm, din ce în ce mai mare. Dar pot să, adică ei pot să rămână și pe vechiul sistem, să zic așa, pe factura tipărită, pe hârtie. Adică, mă gândesc că în câțiva ani probabil se va stinge și acest mod, dar... Alegerea modului de transmitere a facturii aparține clientului. Clientul poate să activeze acest serviciu de transmitere pe e-mail sau nu, caz în care va primi factura prin metodele obișnuite de până acum. Totuși, noi recomandăm să se activeze acest serviciu, dânsii pot după aceea, dacă doresc, să o printeze, este necesar pentru o evidență contabilă. Se poate printa foarte ușor, e în format PDF, dar această factură le ajunge mai repede decât prin canalele tradiționale, ca să spun așa. Exact, nu se mai pune nici problema penalităților, mai ales în cazul asociațiilor de proprietari? Da, dânsii vor primi mai repede factura, vor putea să își facă evidențele dumnealor mai repede și toată lumea cred că va fi mai mulțumită, inclusiv locatarii de la blocuri. La acest moment, cam cât timp parcurge factura de la dumneavoastră până la abonat? Prin sistemul de poștă prin și sistemul casier? Sistemul de poștă e posibil să se ajungă, eu știu, la 10 zile de la data emiterii facturii, adică se emit facturile, se pun în plicuri sau se distribuie casierilor. Aici durează, să zicem, o zi, două, trei, poate mai durează și prin poștă două zile. Eu m-am referit la un termen maxim, poate mai e o întârziere pe undeva, deci... Ați avut și sesizări de genul că nu le-au ajuns facturile... Deloc? Deloc nu am avut sesizări, nu, poate un caz, două izolate. În general am avut unele sesizări că facturile ajung prea târziu, adică nu prea târziu, mai târziu decât ar dori dânsii, în așa fel încât să achite până la data scadenței. Deși noi după data scadenței de 15 zile mai avem încă o perioadă de 30 de zile de grație, deci da, nu s-ar pune problema de calcul de penalități. Dar, evident, oamenii au dreptate, facturile trebuie să ajungă cât mai repede și la timp și așa că această modalitate, eu zic că e cea mai rapidă cu putință. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim să continuăm discuția noastră. Da. Publicitate.
ziua! Ha? Bună ziua, sunteți fermier? Nu! Eu sunt fermier! Păi și nu vreți să scăpați de bălării? Dacă ai porumb, ai nevoie de radial. Radial? Am porumb mult radial. Radial te scapă de costrei, de mohor, de buruiană. Domnișoara buruiană, hai să mergem la dial, porumb. Am revenit, continuăm discuția noastră. Din această lună, craiovenii au posibilitatea să-și primească factura de la companie, de la compania de apă prin e-mail și totodată pot să facă plățile online. Doamna Bălăcean, este aceasta și o metodă de a vă reduce cheltuielile la companie? Mă gândesc că facturile distribuite prin poștă implică niște costuri. Da, implică costuri, începând de la tipărirea facturii cu tot ce înseamnă aceasta, hârtie, tonere, energie electrică, până la cheltuielile de expediere cu plicurile, cu cheltuielile poștale. Evident că transmiterea în mod clasic a unei facturi costă mai mult decât transmiterea pe cale electronică a facturii. Deci asta ne poate aduce și nouă companiei unele reduceri de cheltuieli. Aveți un compartiment deja format care să se ocupe de acest lucru sau este în formare, să zic așa? Noi, pe structura organizatorică existentă, adică la noi există un serviciu de facturare care se ocupă cu evidența, cu întocmirea și evidența acestor facturi și a operațiunilor de încasări, evidența fișelor de client, și avem compartimentul IT care administrează atât această aplicație cât și programele informatice care sunt pe care le utilizăm în momentul de față în companie și de unde se extrag datele pe care clienții le văd în contul personal. Asta va implica și o reducere de personal? Nu are nicio legătură cu, nu are o legătură cu reducerea de personal. În momentul de față, personalul e dimensionat la necesitățile actuale. Nu este necesară sau această transmitere a facturilor prin e-mail nu are implicații privitoare la vreo reducere a vreunor posturi din organigrama companiei. Este cumva un pas venit în sprijinul plăților, pentru că noi știm că din această lună nu se mai pot face plăți cash într-un anumit cuantum. Este și aceasta o modalitate de a veni în sprijinul abonaților? Și mai ales aici la societăți, la asociațiile de proprietari, că ei au facturile mai mari. Transferurile prin aceste plăți online sunt transferuri bancare, deci ele se pot face într-un cuantum de peste suma prevăzută de ordonanță, 5.000 de lei. Da. Normal că în acest mod pot fi evitate plăți în numerar și clienții pot să facă plăți în orice sumă. Da, condiția este să dețină un card, Visa sau Mastercard. Da. Am observat acești pași unde noi putem intra pe site-ul APA Oltenia. Da. Primesc factura online.
Am posibilitatea, poate nu vreau să plătesc și să fac și plata online. Am posibilitatea să plătesc în alt mod? Plata se face prin oricare din celelalte moduri despre care v-am vorbit, prin transfer bancar, prin plata la ghișele băncilor, prin plata la unele bancomate la anumite bănci, se poate și acest lucru, sau prin plata numerar la casierie sau casierii încasatori. Deci eu pot să vin în continuare la casieria companiei de apă și să îmi plătesc, sau casierului care vine și mi-aduce factura la poartă, sau chiar dacă am acest cont, intru, vizualizez cât am de plată și pot să plătesc prin casierie sau acelui casier atunci când trece prin sectorul, prin zona respectivă? Da, sigur. Deci plata se poate face la casierul de teren și pe chiar viitor. Chiar dacă el nu are acea factură la chiar el, dacă sau... el nu are acea factură, el este obligat să taie o chitanță pe suma respectivă, să indicăm doar codul de abonat, pentru ca acea sumă să se descarce bine în fișa plătitorului și numărul de factură pe care vrem să o plătim. Deci pentru eu trebuie să știu aceste două lucruri ca să îi le transmit, spre exemplu, acestui casier. Da, bineînțeles, pentru că fiind o evidență informatizată, casierul trebuie să treacă anumite date pe chitanță. Chitanța aceea. În primul rând, numele, mă rog, plătitorului, codul de abonat sunt obligatorii. Și dacă vrem să indicăm și factura la care să se refere suma, e în regulă. Dacă nu, plata se va descărca în fișa clientului la cea mai veche factură în mod automat. Da. Dar nu știu, se vorbea la un moment dat despre faptul că eu pot să introduc în baza de date indexii. Da, se pot transmite indexii de către utilizator. Avem această opțiune, dar numai în anumite perioade ale lunii. Da, că se vorbea de exact, dar utilizatorii văd exact. Cei cititori, ei vin pe teren. Cititorii de teren, da. Da, și citesc. Care citesc cadranele apometrelor respectiv. Utilizatorul poate să-și transmită singur indexul, dacă dorește acest lucru, și el se preia în baza de date, conform citirii transmise. Singura condiție este să se încadreze în acele zile, dar oricum meniul este deschis numai în acele zile, deci nu se care poate este întâmpla această altceva. Perioadă? Păi undeva după 25, nu mai știu, câteva păi, zile, dar după se va afișa ale lunii, să ale zicem lunii așa. Da. Se va afișa clar acolo perioada în care se pot transmite indexii. Dar până în data de 25 nu vin cititorii dumneavoastră și citesc? Cititorii vin, dar până tot așa, până la câteva zile la începutul lunii. Deci există o perioadă de citire, după care începe perioada de facturare, unde nu se mai fac citiri, se facturează indexii deja citiți. Citirea se face pentru luna precedentă. Pentru luna precedentă. Deci în luna mai s-a făcut citirea la sfârșitul aprilie, începutul mai, pentru luna aprilie. Și factura se emite până pe 15 mai pe acest index citit pentru luna anterioară. Și eu dacă vreau să mai fac și eu citirea și să adaug indexii, pentru care lună mai fac acest lucru? Păi în perioada în care noi facem citirile, luăm în considerare indexii transmiși de utilizatori. Da. Deci, evident că e o perioadă de tranziție sau, eu știu, de testare în care citim și noi și comparăm. Chiar am făcut acest lucru pentru că avem deja persoane care ne-au transmis indexul și vreau să vă spun că și noi am citit tot cam, să zicem, un metru cub, doi diferență, depinde de data la care s-a făcut citirea. Deci oamenii au transmis corect. Și indexii. La un moment dat veți lua în calcul numai ce vă transmit abonații dumneavoastră sau veți continua sigur, și cu acest cititor? Sigur, dacă acest lucru va merge și într-un termen de mai multă lume își va transmite în mod regulat
citirile, este și în avantajul nostru să facem doar așa o citire de verificare la o perioadă de timp, de, eu știu, câteva luni. Cum fac proprietarii acum la asociațiile de proprietari? Că ei cam își citesc singuri. Da, exact. Și la o perioadă de timp asociația verifică. Da. Da. De asemenea, noastră ziceați că putem vedea acolo perioada, sau colega noastră spunea că putem vedea perioada consumului și contorii. La ce anume se referea? La seria contorului. Fiecare utilizator are montat un contor cu o anumită serie, care, luată în evidența noastră, există un proces verbal de sigilare și care și în momentul de față apare pe factură, pe anexa la factură. Acum, cei care doresc pot să vadă în permanență tot istoricul acestor citiri, al contorilor. Există persoane care au mai multe, fie mai multe locuri de consum, fie, în cazul agenților economici, mai multe puncte de consum, sedii secundare, și atunci la fiecare dintre aceștia au montat câte un contor. Da. Și prin intermediul acestei aplicații pot să vadă în permanență, sigur, să-și vadă tot istoricul consumurilor, facturile perioadelor precedente, istoricul plăților. Deci au foarte multe date referitoare la contractul dumnealor de văzut în această secțiune personalizată Contul meu. Cât timp se stochează aceste date în cont? Mai multe luni, un an? Sau am posibilitatea și peste un an să vin să-mi văd factura de... Da. Deci există această posibilitate, pentru că aceste date vin de pe serverele noastre. Este o bază de date comună cu cea a contabilității noastre. Deci ele nu sunt altele decât pe care le folosim și noi în activitatea noastră de evidență. Așa că utilizatorii vor putea avea acces la ele. Nu ne-am gândit încă să restricționăm la o perioadă de, poate peste un an sau mai târziu, vedem. Eu știu, dacă, dată fiind capacitatea de stocare, dacă e necesar limitarea la o perioadă de timp, să zicem, de un an sau de doi, dar oricum e suficientă pentru că ca... Poate am curiozitatea să mă întorc și să văd, nu știu, luna ianuarie, de începutul de an, poate sunt și restanțier, să văd cum au curs acele penalități. Da, deci asta se va vedea din situația clientului respectiv, pe care oricine poate să o acceseze. Omul va putea să aibă toate datele pe care dorește să le vadă referitoare la consumul de apă, facturile, plățile pe care le-a făcut. Spuneați că aveți deja 200 de abonați. 220, cam așa. Cum au decurs până acum? Avem și mesaje de la unii dintre dumnealor. Majoritatea, v-am spus, au abonat să primească factura prin e-mail. Dintre aceștia sunt persoane, tot așa, care și-au activat acel serviciu de alertă, care le trimite un mail de atenționare în momentul în care se apropie data scadenței sau se apropie termenul de grație, ca să știe dacă cumva a uitat de factura de apă, atunci e-mailul îi reamintește că trebuie să o plătească. Și mulți dintre ei probabil sunt oameni ocupați sigur. Și pentru dumnealor este foarte bine că au scăpat de această grijă. Există compania care îi va atenționa că urmează Este foarte bine, că altfel așa se ziceați că după ce vine factura, există cele 30 de zile, perioada de grație. Factura are pe ea două date. Data emiterii și data scadenței, care înseamnă 15 zile după data emiterii. 15 zile. Da. Această perioadă este prevăzută de legislația în vigoare și ea este trecută și în contractele cu utilizatorii.
După această dată a scadenței de 15, de 15 zile de la data emiterii, urmează o perioadă de 30 de zile în care nu se calculează penalități dacă factura este plătită în acest interval. De-abia după ce expiră această perioadă de adică 30 plus 15, 45 de zile, încep să se calculeze penalități, dar care se calculează de la data scadenței, nu de la data expirării termenului de grație. Adică după cele 15 după zile. Cele 15 zile de la emitere, adică data trecută pe factură ca fiind data scadenței. Ea e menționată expres pe factură, data scadenței. Același lucru se va întâmpla și de această dată, când facturile sunt primite printr-un e-mail? Da, bineînțeles, păi ea are trecută data scadenței. Deci aceea este data de raportare de la care se vor calcula penalități dacă utilizatorul nu achită în termen de 30 de zile de la această dată a scadenței. Cred că și la acest moment, alături de anunțul că se pot face, se pot primi facturile printr-un e-mail și se pot face plățile online, există și acest avertisment. L-am văzut în subsolul. Da, există avertisment la apropierea datei scadenței și un avertisment la apropierea termenului de expirare acestui termen de grație. Această alertă este trimisă tot prin E-mail, da. Printr-un e-mail. El se generează automat. Deci e generat automat de sistem după ce persoana își exprimă această opțiune bifând acea căsuță din meniu care dă această posibilitate. În în această secțiune, contul meu, craiovenii care aleg acest mod de a primi factura și de a plăti factura au și date în plus față de factura tipărită pe hârtie? Au și alte posibilități? Spunea colega noastră la un moment dat că pot să poartă o discuție, un fel de corespondență cu reprezentanții companiei. Da, au posibilitatea să transmită mesaje pe care, bineînțeles, că noi le preluăm și le distribuim persoanelor care se ocupă cu rezolvarea acelei situații și ne ocupăm și trimitem răspuns pe problemele semnalate. Pe viitor ne-am gândit că prin intermediul acestei aplicații și noi vom avea posibilitatea să transmitem mesaje către utilizatori. Un fel de corespondență prin e-mail. Le puteți lua și drept sesizări? Da, ele sunt înregistrate ca petiții, aceste sesizări pe care dânșii le fac prin această aplicație. Ele urmează regimul obișnuit al petițiilor, așa cum sunt cele care se depun la registratură sau se transmit prin site. Aceasta este o altă modalitate de a se transmite petiții, solicitări către companie. Da. Până la acest moment aveți astfel de sesizări de la cei 200 și ceva de abonați? Cred că vreo 7 sau 8 deja astfel de mesaje, mă rog, pe diverse teme legate sunt de partidele respective. Și de mulțumire și de nemulțumire? Sau? Sunt persoane care poate încă n-au reușit exact să folosească meniu și pun întrebări. Iarăși cineva ne întreabă când dăm drumul la plata online și așa cum și colega mea a spus, în câteva zile maxim se va putea face. În momentul de față se fac configurările de către firma de soft și testările respective. Eu zic că de săptămâna viitoare se vor putea face și plăți online. Deci cam genul ăsta de mesaje sunt prin lumea este interesată să plătească cât mai ușor, să nu mai, probabil, chiar dacă nu este coadă la casierie, nu este coadă, dar că se deplasează exact în altă zonă a orașului sau mai pierd. E mai ușor și poate de mers decât în modul ăsta decât să mergi la o bancă, poate nu e o bancă prin apropiere. Casieriile cum au programul de încasări? Casieria companiei are program într-o zi, are și după masă. Deci în programul companiei de la 8 la 16 are și program după masa,
Și sâmbăta. Și aveți sâmbătă și sâmbăta dimineața, da, avem și sâmbătă dimineața. Este programul afișat pe... Și pe site. Și pe site și la intrarea la sediul companiei. Și iar încasatorii atunci când încasatorii în timpul programului lor obișnuit de lucru, în fiecare zi lucrătoare. Da. Haideți să mai luăm o scurtă pauză de publicitate și să revenim. Publicitate. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Undeva la 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice, între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Okay. Am revenit, continuăm discuția noastră. Compania de apă are un anunț important, așa cum tot discutam, și anume facturi trimise prin e-mail către abonații săi și plăți online. Haideți să vorbim puțin și de costuri. Noastră spuneați că este un soft. Care au fost costurile companiei pentru implementarea acestui soft? Nu au fost foarte mari. Softul respectiv, aplicația, a fost realizată de către firma care deține și licența softului de contabilitate pe care îl folosim în momentul de față și care este un soft complex, integrat. Practic l-am primit în cadrul programului ISPA. Este o firmă de soft importantă din Pitești care a realizat și această aplicație referitoare la posibilitatea clienților de a avea o relație interactivă cu compania. Costurile au fost destul de rezonabile, zic, nu știu dacă pot să spun o sumă, pentru că e un contract comercial, dar oricum suma este o sumă rezonabilă. În sensul că se merită efortul pentru rezultatele care... Cu siguranță. Care... Deci nu punem acum în balanță gradul de satisfacție al clienților, care este cel mai important și nu are preț. Dar chiar și așa, luând în calcul și pe viitor reducerea costurilor cu... expedierea, cu tipărirea facturilor, cu răspunsurile la petiții, pentru că acestea se vor face mult mai ușor în momentul de față, și alte costuri legate de... În acest de... moment, cum le răspundeți craiovenilor la sesizările pe care vi le trimit? Tot în scris? În acest moment, da, le răspundem în scris, prin poștă, răspundem și prin e-mail în momentul în care primim... tot ei prin vă solicită sigur. Răspunsul în acest sigur. Moment. Și am început să răspundem și prin această modalitate. Este mult mai rapidă și mult mai modernă și este pentru viitor. Bănuiesc că e o cale de comunicare mult mai eficientă. V-ați gândit așa în timp să renunțați la un moment dat definitiv la facturile tipărite? Am dorit să renunțăm la facturile tipărite, dacă se poate. În momentul în care
sperăm toți abonații companiei vor avea această opțiune de a primi facturi prin e-mail. Deci acest lucru nu depinde de noi, dar sperăm ca din ce în ce mai mulți utilizatori să-și manifeste această opțiune și atunci este mai bine și mai comod și pentru dânsii, în primul rând, și pentru noi, pentru că ni se reduc niște costuri poștale. Plata online va fi posibil de săptămâna viitoare, cu siguranță. Da, câteva zile pe săptămâna viitoare. Exact nu știu cât mai durează faza asta în care se implementează, se fac configurări. Depinde puțin de firma care a realizat softul. Contul este trecut pe factură sau trebuie să intre undeva într-o altă opțiune? Nu, dânsii trebuie, pentru oricine a făcut o plată cu cardul pe internet, știe că trebuie să acceseze acest sistem, va veni direct din meniu, trebuie să treacă acolo numărul de card, suma care va trebui plătit, alte date pe care le va cere sistemul. Sistemul va fi un sistem securizat și automat această sumă se va prelua din contul clientului, pentru care clientul are deschis un card valabil. Cred că aproape toată lumea are un card acasă, deci nu cred că va fi aceasta o problemă. E foarte bine dacă există această posibilitate pentru ca utilizatorii să poată să-și economisească timpul, pentru că vreau să subliniez că această plată nu implică niciun comision suplimentar pentru plătitor. Toate comisioanele sunt suportate de companie, deci plătitorul va plăti exact suma pe care o are pe factură sau pe care dorește să o plătească. Și că tot ce se întâmplă și cu factură prin e-mail și plată este totul gratuit. Totul este gratuit, este un serviciu gratuit. Revenind puțin la asociații, ele au un cont în bancă. Da. Să spunem că în cele din urmă și ele vor opta pentru această factură primită printr-un e-mail. Vor veni și vor depune banii în acest cont? Pentru că nu știu dacă ei au un card sau... Majoritatea băncilor, eu știu că eliberează și carduri pe persoane juridice. Dar dacă dânsii nu optează pentru așa ceva, e posibil să aibă unele rețineri legate, mă rog, de organizarea dumnealor internă, deși este o modalitate legală. Da. Dânsii pot în continuare să plătească prin ordin de plată bancar, prin numerar, dar în limitele prevăzute de lege. Și pot să plătească la ghișeele băncilor, la fel în limitele prevăzute de lege. Pentru că mulți au probleme și cu acele conturi. Au deja conturile blocate pentru datorii. Da. Fie la dumneavoastră, fie la alt furnizor al... Da, este adevărat. Sunt anumite cazuri. Da. Haideți să vorbim puțin și despre costuri. Despre prețuri. Ne mai așteaptă vreo surpriză neplăcută, să zic așa, creșteri de prețuri la compania de apă? Compania de apă are o strategie de tarifare care se poate accesa de pe site-ul companiei, deci este o informație publică. Această strategie de tarifare ne obligă ca în fiecare an, începând cu data de 1 iulie, să facem o ajustare de tarif conform strategiei. Ajustarea se face în termen real și cu indicele de inflație. Adică? Este un procent care înseamnă creșterea în termen real și se poate vedea tot tabelul respectiv pe site-ul companiei. Iar indicele de inflație este cel comunicat de Institutul Național de Statistică. Din fericire pentru toți cei care plătesc apa, acest indice de inflație în ultima perioadă este mic, deci nu are așa o pondere foarte mare. Conform acestei strategii de tarifare, pe care noi o avem prevăzută și în contractul de delegare, este prevăzută și în contractul de finanțare, pe baza căruia noi am primit
fonduri de la Uniunea Europeană pentru post-mediu. Este prevăzută și în contractul de împrumut pe care l-am încheiat cu Berdu pentru partea de cofinanțare pe care trebuie să o asigure compania, respectiv 9% din proiect. Deci această strategie este obligatorie de aplicat pentru companie, pentru că există toate aceste acorduri și contracte care ne obligă să facem lucrul ăsta. În caz contrar, ni s-ar putea întrerupe finanțarea și vă dați seama cam ce ar însemna acest lucru. Până în ce an merge? Până în 2016? Până în 2017 este în acest moment. După aceea, deci probabil în fiecare lună de iulie. La fiecare 1 iulie, deci în anul acesta, începând cu 1 iulie, va mai crește foarte canal, puțin. La canal. Da, da. La acest moment, cu cât plătim noi metru cub de apă? În acest moment, metru cub de apă e 3,06 lei fără TVA. Și canal? Canalul 2,06 lei fără TVA. Am scăpat de apa meteorică? Apa meteorică la populație. Deci, da. În continuare, plătesc apă meteorică, agenții economici, instituțiile. Și înseamnă că din iulie vom avea iarăși o această foarte creștere. Mică creștere. Deci nu va fi ceva îngrijorător sau care să împovăreze, dar este obligatorie, pentru că așa spun toate contractele și acordurile semnate, tot în folosul cetățenilor, pentru ca să existe finanțare pentru proiectele pe postmediu, pentru rețele noi, pentru aducțiunea de la Izvarna care se va face. Pentru fel, craiovenii trebuie să participe și ei la aceste costuri, da, deci pentru partea, îmbunătățirea sistemului. Exact. Marea parte vine de la Uniunea Europeană. Da, mare parte vine de la Uniunea Europeană. Craiovenii, practic, compania de apă trebuie să contribuie cu 9% din, deci 9%. Toată suma. Da. Am văzut surprize și plăcute și neplăcute. Plăți online, facturi prin e-mail și o scumpire. Alte Dar proiecte foarte mai mică, aveți, deci nu aș vrea să existe așa majorarea de preț va fi undeva după virgulă. Deci nu este o majorare care să influențeze foarte mult posibilitățile de plată. Bine, pentru omul de rând, orice creștere cât de mică a unui cost e uneori neplăcută. Alte proiecte în acest moment mai sunt în derulare la dumneavoastră? Compania are și investiții, derulează și program de investiții cu fonduri proprii, ce reușim și pe noi să facem. Pe master plan, în momentul de față, va urma etapa a doua. Ce prevede mai multe această a doua etapă? Presupune investiții tot așa pe la undeva la 200 și ceva de milioane de euro, încă nu știm exact suma, dar e bine dacă, eu știu, aceste informații vi le pot da cel mai bine colegii de la Unitatea de Implementare. Pentru dacă că ei se ocupă efectiv separat această unitate care este, se ocupă de este în cadrul companiei, este un departament, da, care se ocupă special de aceste programe externe, începând de la partea de management al... Da, mă gândeam că ne puteți spune, nu știu, pe ce străzi sau în ce zone ale orașului să ne așteptăm că va fi introdusă canalizarea sau va fi schimbată rețeaua de, da, de apă. Cert este că tot municipiul Craiova va trebui să se conformeze la directiva UE de asigurare 100% a serviciilor. Exact cum se va face... Adică dacă tot plătim și noi acel 9%, da, să și beneficiem de aceste servicii. Cu siguranță. Că sunt anumite zone văduvite, într-un fel, unde canalizarea, să spun, nici nu a ajuns. Poate conductele sunt vechi de când a luat ființă compania de apă. Deci, sfatul dumneavoastră ar fi, ca să concluzionăm, ca abonații dumneavoastră să își facă un cont pe site-ul nostru, secțiunea Contul meu,
Se face foarte ușor. Colega de la IT a făcut o demonstrație, zic eu, foarte completă. Dacă cineva întâmpină dificultăți, noi cu dragă inimă îi răspundem și îl îndrumăm. Deci nu există să nu... să trimite un mail pe adresa respectivă. Sigur că da, colegele de la IT urmăresc în permanență mail-urile și răspund imediat. Ar fi bine și pentru abonații noastre și pentru dumneavoastră, dacă s-ar opta, spuneți, Da, noi am vrea să se extindă acest sistem, cât mai multă lume să apeleze și atunci cred că toată lumea va fi mult mai mulțumită pentru că va primi informațiile mult mai repede. Da. Va putea să... Timpul s-a scurs. Da. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Dumneavoastră, de asemenea, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și dacă doriți să vă scurtați timpul prin care vă puteți plăti facturile și, de asemenea, timpul în care să primiți facturile, puteți să vă creați un cont pe acest site al companiei de apă. Până săptămâna viitoare, o seară bună vă doresc!